Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu. Astăzi vreau să facem o rețetă. O să facem niște ardei copți pe plită pentru iarnă. O să punem pentru iarnă la borcane. Noi iarna din acești ardei facem o salată, practic, ghinei. Eu am cumpărat 5 kg de ardei grași de la un prieten de-al meu de la Halmeu, care se ocupă cu cultivarea legumelor. Am cumpărat și ardei grași, și vinete, și ardei capea. O să facem mai multe rețete, dar astăzi facem ardei copți pe plită pentru iarnă. O să-i punem la borcane pentru iarnă și iarna îi folosim ca și salată. Pentru această rețetă avem nevoie de 5 kg de ardei gras, 5-6 căței de usturoi, sare mare grunjurosă, oțet, eu folosesc oțet de 9 grade, zahăr, dar aceste cantități o să vi le spun când o să facem apa și o să pregătim pentru borcane. Acum să mergem să prăjim ardeii pe plită, după care o să revin cu alte imagini. Am pus ardeii pe plită la prăjit, o să-i întoarcem. O să-i întoarcem pe toate părțile. Ne lăsăm așa să se prăjească bine, bine pe toate părțile. Din când în când ne mai uităm la ei și mai întoarcem. Vreau ce fain să prăjesc. Așa. Ne mai spatem. Spate mere plita un pic mai bine. Mere focul mai tare dintr-o dată. Așa, îi lăsăm așa, după care revenim cu alte imagini. Dragi prieteni, o să scoatem câțiva ardei care deja s-au făcut. Deja ei s-au prăjit foarte bine. Scoatem afară toți cei care s-au făcut. Ia uitați ce fain s-au făcut. Foarte fain, deja s-au prăjit. Luăm afară, pe ceilalți mai întorcem. O să punem niște sare grunjurosă peste ei. O să pun un pumn de sare grunjurosă. De ce punem sare grunjurosă? Noi punem sare grunjurosă pentru că atunci se moaie coja și se dezlipește mult mai bine. O să punem o folie de plastic. Ei o saburească acolo bine, bine. Iar în momentul când o să-i curățăm, o să se curețe coja foarte ușor. Dragi prieteni, am terminat de copt ardeii, am pus sare peste ei, am lăsat așa aproape o jumătate de oră să se moaie, să se poată lua coja. Într-un vas am pus apă rece unde să ne muiem mâinile pentru că încă-s fierbinți. Acum împreună cu soția o să-i curățăm de pielița aceasta neagră. Din când în când mai băgăm mâinile în apă rece pentru că frige. Dăm jos toată negreala asta. Vedeți? Toată o dăm jos. E încă frig pentru că a burit foarte tare. Trebuie dată bine jos toată negreala asta. După care o să-i băgăm la borcane. O să-i lăsăm așa cu tot cu cotor. Așa vom proceda cu toți, curățăm bine de negreala asta, după care revenim cu alte imagini, când o să fie gata curățat. Am terminat de curățat ardeii, așa vom proceda cu toți, îi curățăm pe toți așa. Ia uitați ce fain să e negreala de pe ei, coja asta. Numai că frig. Ia se trage foarte ușor jos. Din când în când ne mai băgăm mâna în apă rece, ca să nu ne frigă. Dragi prieteni, am pus o cratiță pe foc, o să punem 2 litri de apă, apă curată, apă simplă, fără nimnică, o să o punem la fiert.
Atât, fix 2 litri. Acum merem și ne ocupăm de ardei, lăsăm să fiarbă. O să tăiem usturoiul. Am aici 5-6 căței de usturoi, pe care îl tăiem bucățele mai mari. Ia așa, îl tăiem. Aceste bucățele le vom pune în fiecare borcan. Îl împărțim și îl punem în fiecare borcan. Care e mai mic, îl tăiem în două. Așa, punem în fiecare borcan 2-3 bucăți de usturoi. Am pus în fiecare borcan câte 3 bucăți de usturoi. Acum o să punem în fiecare borcan o lingură de sare grunjurosă fără iod. Ia așa. După aia punem câte 2 linguri de zahăr. La fel, în fiecare borcan. Așa. Iar acum vom pune 3 linguri de oțet. În fiecare borcan. Deci o lingură de sare, 2 de zahăr și 3 de oțet. Iar apa care fierbe pe aragaz o vom lua după ce punem ardei, punem câte 3 ardei, 2-3 ardei, în funcție de cât de mari, punem în borcan, o să punem câte 3, ia uitați ce bine arată, așa procedăm cu fiecare borcan, după care punem apa fiartă peste ardei, o să le colbotim puțin să se topchească zahărul. O să punem capace pe ele, așa procedăm cu fiecare, dar vă arăt pe parcurs la fiecare etapă, revenim cu imagini. Trei linguri de oțet în fiecare borcan. Așa. Din nou trei ardei. Noi pe timpul iernii scotem câte un burcan din ăsta și avem o salată gata pregătită. Mai facem din 2 căței un pic de usturoi cu un pic de ulei și aia o rețetă demențială de ardei 8 spăplită. Așa procedăm cu fiecare burcan, după care revenim cu alte imagini când punem apa. Dragi prieteni, apa noastră tocmai ce a fiert a dat 2 clocote. Acum o să punem peste burcane. Să nu vă speriați că ele nu se crepe. O să punem peste fiecare. Așa. Le umplem pline, rasă. Așa. Vă garantez că e o rețetă foarte bună. Vă recomand să o încercați. Să vedeți pe timpul iernii ce salată bună. Îți faceți câte un burcan de ăsta. Mai pisați 2 căței de usturoi, 3 și cu un pic de ulei, puneți peste ei, faceți un sos și aveți o salată foarte bună. Așa, le umplem pline. După ce umplem borcanile, foarte important, să le mișcăm puțin ca să se dizolve zahărul și sarea. Acum o să punem capacele, o să le strângem bine, ele trebuie să fie foarte bine strânse, după care mișcăm puțin, mișcăm de câteva ori burcanul. Așa facem cu fiecare, le colbotim puțin. Vă garantez că o murătură foarte bună pentru iarnă, o salată de ardei foarte bună pe timpul iernii. Nu mai trebuie burcanile, nu mai trebuie fierte, exact așa cum îți rămân. O să punem numai ce
ceva peste ele și o să le lăsăm așa de seara până dimineața, o să le acoperim cu ceva și o să le lăsăm așa. Doar că trebuie capacele foarte bine strânse. Vedeți? Le clătesc puțin. Așa. Și acum le pun aici, ca să am loc. O să șterg puțin. Le pun pe toate aici. Și o să pun peste ele. Așa. Am aici o cobertură. O să punem frumos peste ele. O să pun cuvertura asta peste ele, așa frumos. Le lăsăm așa până dimineață. Iar dimineață le băgăm în beci. Dragi prieteni, dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Sandu Gospodaru, pentru că este gratis. Dacă doriți și vă face plăcere să ne ajutați cu abonare, o distribuire pe la prietenii dumneavoastră. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și numai bine. Doamne ajută la toată lumea!